Maternitatea din cadrul Spitalului Județean Giurgiu a căpătat o altă înfățișare. Lucrările de reabilitare, care au fost începute acum 2 ani de zile, sunt ca și finalizate. Lucrările se desfășoară alert în această perioadă, iar la finalizarea lor, cel mai probabil în luna martie, vom avea una dintre cele mai moderne maternități din țară. Maternitatea din Giurgiu este una dintre cele 19 din țară care au fost incluse de Ministerul Sănătății într-un proiect de reabilitare cu fonduri obținute de la Banca Mondială. Suntem în stadiu avansat de reabilitare a maternității și cred că nu o să ne apuce luna mărțișorului și vom da în folosință noul edificiu al maternității Giurgiu, ceea ce înseamnă etajul 2 al clădirii spitalului. Este complet modernizat, dotarea corespunzătoare unei maternități din zilele noastre. Doctorul Gheorghe Samoilă, șeful secției de neonatologie din cadrul maternității Giurgiu, a explicat că secția de nou născuți este modernizată după standardele europene. Saloanele au 3 paturi în sistem rooming in, mamă și copil. Fiecare salon are grup sanitar și sistem de climatizare și filtrare a aerului individual. Pe holurile maternității au fost amplasate și camere video de supraveghere pentru o siguranță mai mare în ceea ce privește întreținerea secției. Sala de naștere a fost dotată la rândul ei cu echipamente de ultimă generație, iar nou-născuții vor fi preluați și duși la terapie intensivă într-un incubator și nu în brațe cum erau transportați până acum. Monitorul ăsta de aici, în mod normal, trebuie să stea pe col dacă ar avea personal angajat să supravegheze tot ce filmează camerele pe toată secția, plus accesul. Peste tot e cu control acces la intrare în secție. Alături de dotările cu aparatură modernă s-a îmbunătățit și sistemul de cazare, numărul maxim de paturi fiind de 4. În prezent, în maternitatea Giurgiu se lucrează la retușuri, inaugurarea secției urmând să fie făcută în luna martie.